Bună ziua! Am efectuat o vizită la Bruxelles. În cadrul acestei vizite am avut mai multe întrevederi cu mai mulți omologi de ai mei, ministri de externe din statele membre ai Uniunii Europene. Am avut discuții la Comisia Europeană privind următorii pași pe care trebuie să îi întreprindem în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Am avut și o intervenție în fața ministrilor de externe ai Uniunii Europene, în care am luat act de progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evident, această vizită vine în contextul în care Comisia Europeană a recomandat începutul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Decizia finală în acest sens urmează a fi luată la nivelul șefilor de state și guverne ai Uniunii Europene, la Consiliul European. Următorul Consiliu European va avea loc în câteva zile. Evident, speranța noastră este că la acest Consiliu European se va da undă verde negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, dar în același timp trebuie să recunoaștem faptul că această decizie nu depinde doar de progresele făcute de Republica Moldova. La această etapă, evaluarea Comisiei Europene este clară. Republica Moldova a îndeplinit 94% din cele 9 recomandări. Republica Moldova este țara cu cea mai bună dinamică de ajustare și implementare a acquis-ului comunitar. Avem cel mai mare număr de capitole, 9 capitole în care am constatat progrese substanțiale în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană și totuși, într-adevăr, decizia finală privind demararea negocierilor deseori în Uniunea Europeană depinde și de alte subiecte, de discuții legate cu alte state candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Tot la acest Consiliu urmează să aibă loc și discuții privind ajustarea perspectivei financiare multianuale din cadrul Uniunii Europene și, într-adevăr, uneori aceste subiecte devin conectate între ele. În orice caz, lucrul de ajustare a țării noastre la rigorile europene continuă cu aceeași viteză. Sprijinul unanim al statelor membre pentru Republica Moldova rămâne unanim în continuare și vom lucra împreună cu partenerii noștri europeni pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană.